Suntem alături la un moment foarte important din viața Genesisului, care este lansarea primului centru de excelență în tratarea bolilor tiroidiene. Acest vis al nostru a putut fi realizat datorită seriozității și competenței echipei medicale, care a depus eforturi susținute ca să putem să ajungem să inaugurăm acest centru. Am făcut o investiție de peste 500.000 de euro, care se regăsesc în aparatură modernă pentru diagnosticare, aparatură de cabinet, aparatură în dotarea sălilor de operații, rezervele în care sunt pacienții și au condiții foarte bune, plus laboratorul care ne este un suport foarte puternic în determinarea acestor afecțiuni. În primul rând, apariția unui centru dedicat în exclusivitate cazuisticii generate de afecțiunile tiroide este expresia unei reale necesități. Fără a intra în detalii de ordin statistic, aduc ca argument, de exemplu, dublarea procentului de cancere tiroidiene operate în clinica noastră. Aceasta fiind una din afecțiunile cu impact major și implicații deosebit de complexe în rândul populației. În al doilea rând, acest act de naștere poate fi privit ca un act de curaj, urmând ca proba timpului să confirme și să demonstreze viabilitatea unui astfel de proiect. Am început acum de an și jumătate mai timid, dar în timp am realizat o echipă și un protocol diagnostic și terapeutic care s-a dovedit aplicabil și eficient în această patologie. Facilitățile pe care le oferă un centru privat respectiv, pe care o să le oferă centrul nostru de excelență, este cabinetul de endocrinologie dotat, laborator, histopatologie, multidisciplinaritatea despre care am vorbit și secția de chirurgie și de ATI dotate, fără lacune, fără fluctuație. Iar postoperator, pacientul se recuperează rapid, stă 2-3 zile în spital, la 24 de ore se suprimă drenurile, va fi urmărit de endocrinolog pentru tratament de substituție toată viața. Deci, pe partea de chirurgie avem 10 paturi, avem monitorizare, avem un buton la fiecare pacient, la mamă, doamnă, n-are un buton pe care pacientul apasă orice problemă are, apasă un buton la mână, în loc de ceas, și asistenta vine imediat. Rulajul e destul de rapid. Pacientul vine, se operează, pleacă acasă, începem să facem o chestie mai eficientă și în avantajul pacientului și a nostru, stă puțin pacientul, o zi, două zile, maxim trei.